vă las. În centru, unde puteți. Cât să vă dau? Nu, stați liniștită. Haideți, că benzin. Stați liniștită. Bine. Și mâine, v-am spus, nu am la mine orarul, dar nu cred. Că poate tot așa la întoarcere, dacă vreți să mă luați pe mine. Că la dus, dacă stau până la sfârșit. Nici n-am început bine, încep să mă împoiesc. Și mai ales că am și la clasa 8-a ore care au examen. Și le-am promis că încerc să îi ajut cât mai mult. În centru, că eu am abonament pe toate liniile. Și iau 30, mi-e bun, da? Pot să mă duc și unul, pe urmă să iau tramvaiul. Pe lângă faptul că țipă și urlă, a uitat pe locul, că s-a dat și la parchetul militar București. Mergeți acolo să aflați despre ce trebuie. E roșu, e roșu. Ah, acum s-a dus și mai mult asta. Fii rai tu cu dusul. Cred că a dat verde, da. E vis-a-vis de porculețul, un triunghi. Ați înțeles? Iar Dan Rădulescu ăsta, care am vorbit cu el în seara asta, e exact pe cameliei unde începe porculețul. El stă pe cameliei, pe rapsodie. Dar a zis că merge cu trenul acasă, că l-am întrebat, dar a plecat mai devreme, că el lucrează aici, l-a luat la București de aici. Că avea experiență în politică. Adică ieșise cu USR-ul. A ieșit și el, dar a trecut la noi la AUR. Aaa, și e închis aici. Am uitat, da. Păi nu ați venit pe aici? Nu am venit pe aici. Da, acum putem să o luăm pe strada asta paralelă, nu? Așa e, pe aici puteți. Am uitat că toată vara, acum când au început și elevii și cu ăla, ce tot. Aia la întâi bobân, dar asta nu știu cum se numește. Acolo stați pe la hale? Sau mă duce special să mă lăsați în stație? Sunteți așa de drăguț, ai? Nu, mă duc acasă eu. Nu, zic, da, pe acolo treceți pe la hal? Da. Aha, e foarte bine la hal. La corect, pe acolo. Nu mă gândeam eu să ajung așa de vreme în seara asta acasă. Nu
mai știam că e, că am văzut că din ăștia care îi cunosc eu din Ploiești sau Prahova, nu e niciunul. A, naftanul ăsta care vă zic, George, a preferat cursurile online. Eu fizic îmi place, nici școala nu mi-a plăcut online. S-o fac cu elevii. Că sunt, asta e al patrulea an. Nu vine, e al patrulea an, nu învață mult. Și am nimerit online-ul nici pic. Asta nu înseamnă școală. Făceau, doamna! Bate cineva la poartă, eu mă duc să deschid. Zic, dacă erai în clasă, tot așa făceai? Doamna, a venit curierul, mă duc să iau pachetul. Doamna, mă duc să mănânc, că de-abia m-am sculat. Era război să fiu. Puteam să zic, nu te duce, că el închidea, da, închidea telefonul și se ducea să mănânce. Am ajuns și în orașul